activităților de la începutul de an. Au fost controlate un număr de 128 de obiective, 32 de clădiri aferente obiectivelor controlate funcționează fără a obține autorizație de securitate la incendiu. Au fost constatate un număr de 319 nereguli fiind soluționate pe perioada controlelor, un număr de 25 și au fost sancționate sau au aplicat sancțiuni un număr de 319. Număr activități de informare preventive desfășurate, inclusiv școlile de vară, au fost un număr de 28, unde au fost sancționate ca participanți un număr de 2628 de copii. Număr exerciții de evacuare desfășurate, un număr de 12, cu participanți un număr de 48 de cadre și număr analize cu factor de conducere 128. Ca urmare a ordinului prefectului de Cotroșa numărul 410 din iulie 2024 privind constituirea unor comisii de verificare a stadiului de pregătire a unităților școlare pentru anul școlar 2024-2025, în perioada 22 iulie-26 august au fost desfășurate verificări în teren de către reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județeană, ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Direcției de Sănătate Publică, precum și reprezentanți din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Nicolae Iorga al județului Botoșani. Principalele nereguli constatate în urma controlelor efectuate sunt următoarele. Nu s-a solicitat și obținut autorizația de securitate la incendiu, nu s-a asigurat echiparea construcțiilor și amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate conform legii, exploatarea instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice în alte condiții decât cele prevăzute în reglementările tehnice, neexecutarea verificării, reparării și curățării periodice cel puțin o dată pe an a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora, neasigurarea selectivității la scurt circuit și la suprasarcina elementelor de protecție a instalațiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și antrerupătoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate și neefectuarea lucrărilor de întreținere și de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor conform normelor tehnice specifice. Din punct de vedere al avizării autorizării clădirilor, în anul 2024, compartimentul avizare-autorizare, ca urmare a solicitărilor primite pentru clădirile și spațiile amenajate în clădiri ce au destinația de învățământ secundar, terțiar, non-universitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților cu area desfășurată mai mare de 600 de metri pătrați, inclusiv spațiile de cazare aferente respectiv educație, timpurie și învățământ primar cu area desfășurată mai mare sau egală cu 175 metri pătrați, au emis un număr de 10 adrese în vederea completării documentațiilor pentru solicitări de emitere a avizului de securitate la incendiu la unități de învățământ, 22 avize de securitate la incendiu la unități de învățământ, precum și 18 autorizații de securitate la incendiu pentru clădiri ale unităților de învățământ. Pe total, situația în momentul de față, din punct de vedere al avizării sau autorizării de securitate la incendiu, la nivelul județului avem 300 clădiri autorizate privind securitatea la incendiu, 17 sunt neautorizate privind securitatea de incendiu și nici nu au depus documentați pentru a obține aviz de securitate la incendiu, precum și 15 neautorizate cu depunere, cu primire de aviz de securitate la incendiu. La nivel județ, situația unităților administrative teritoriale în funcție de numărul de clădiri neautorizate, avem Albești 2, Botoșani 9, Darabani 1, Dorohoi 1, Dornești 3, Frumușica 1, Georgenescu 1, Clădirea, Gorbănești 1, Havârna 1, Hănești 1, Ludești 1, Lunca, la momentul întocmirii raportului, avea 1, dar s-a emis autorizația de securitate la incendiu la școala gimnazială Zlătunoaia, deci avem minus 1, 31 de
clădiri care nu sunt autorizate. Și urmează Manoleasa 1, Rădăuț Plus 5, Săven 1, Sulița 1, Corniceni 1. Poate din ele sunt în reabilitare, nu? Sunt și în reabilitare, da. Și, dar făcând o comparație cu situația de august 2023, erau 253 de autorizații privind securitatea la incendiu față de 300 astăzi și un număr de 68 clădiri care nu aveau autorizație de securitate la incendiu față de 31. Deci e o scădere importantă. E o îmbunătățire importantă.